Copiii ar trebui să se bucure de toate drepturile lor, indiferent de familia din care provin, de locul în care s-au născut, de abilități, de etnie, de gen. Știm foarte bine că, din păcate, lucrurile acestea nu se întâmplă întotdeauna așa cum ar trebui. Și de aceea există UNICEF. Avem aici toate ingredientele necesare. Avem parlamentari care pot promova acte normative, avem autorități centrale și locale care pot pune în aplicare politicile guvernamentale, avem oameni dedicați, avem educatori specializați, avem medici, avem profesori, avem ministere și, nu în ultimul rând, avem mass media. Vreau să vă mulțumesc în mod special pentru că ne-ați ascultat, pentru că ați înțeles cât de primordiale sunt dreptul la educație și la familie. Vă mulțumim! Anul viitor, pe perioada președinției României la Consiliul Europene, drepturile copilului vor fi o prioritate a României. Vor fi o prioritate asumată de România. Pentru că este important ca, la nivel european, să vorbim despre ceea ce putem face împreună. Everybody in this room spends some part of the day debating solutions to these or related problems. And it is important that we keep doing this. But we must invite children and adolescents to join in these debates, which define our society and our future. Imagine how many change makers might come forward if we create a space for them, if we pulled up another seat at the table, if we listened and gave them a serious opportunity to create a different future for themselves. Tonight we want to start this process of change. Voi adulții trebuie să ne ajutați, să ne îndrumați și să ne deschideți aripile spre o viață frumoasă. Luați-ne în serios! Din vizitele pe care le-am făcut alături de echipa UNICEF în țară și prin experiența mea pe care o am la turneele internaționale, organizând evenimente de tenis pentru copii, am aflat, ascultându-i, că fiecare dintre ei are un vis.